Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi sunt din nou cu Hecarim și Switche top lane la un gank early. Nimic nou. Încearcă să facă cheese-uri din astea, nu știu cum. Al meu a picat în cheese-ul lui Kayle, că e clar că Kayle o să câștige early dacă nu joci bine, pentru că are range advantage. Kayle în momentul ăsta e level 3, al meu e level 2. Eu tot trebuie să-mi fac full clear-ul. Să vedem. Oh shit. Ok, cred că moare și asta, da. Easy. Ok, o să las wave-ul să pușeze pentru că e de fapt wave-ul bun pentru echipa mea. Am luat double kill. Faza e că Kayle-ul se fidează pe mid, ceea ce e super unlucky. Vedem dacă ceva pe aici. Știam că o să vină idol din bază. Ok, se știe că urd acolo. Acum pot să-mi iau Union Boots și asta. Ce vrea, gen? Lasă wave-ul să te pușeze, n-am cum. Este enervant, o să-i dau mut probabil lui Ciogat. Mă tiltează. Eu nu mă pot concentra să joc în momentul în care spama de ping-uri și chestii. Mai ales când tu te știi ei sub turnul ei, ce vrei să-i facem? Cred că e moartă. Hello. Bună. Huge, bravo. Ok. O să mă apuc chiar de ăsta. Oh, Twitch-ul e bot lane. FML. Am on the way. Huge. Ok, Twitch flash. Not bad. Twitch-ul încearcă chestii de-astea simple, gen cheese-uri de-astea enervante, că altfel n-are cum să mă bată, că scalez. Bine, și el scalează foarte bine, nu zic. Dar Hecarimul meu e foarte OP împotriva lui. Ok, dacă luăm Drake-ul ăsta, super, s-a făcut kill pe top lane. Dacă luăm Drake-ul ăsta, suntem extraordinar de bine. Poziția în care ne aflăm e foarte, foarte bună. O să încurăț Krug-ji. Văd dacă pot să fac ceva bot, dacă nu mă duc topside, pentru că o să urmeze lupta la Herald într-un minut. Ăsta e disperat să o batem pe asta. E absolut disperat. Dar nu e un call bun. Opa. Na, cred că-i bate pe amândoi. What are you? Oh, my bad. My fucking bad. Ok, Twitch a venit mici la omorul pe Ciogat după ce... Ai ok, gen? Important e că eu iau ăsta. Twitch își face blue sau și l-a făcut deja? Nu își face grompul? Nu să-i fac eu grompul? Îmi place cum ăsta mă roagă să vin pe mid, dar el perma pușează pe Kayle. O perma pușează pe Kayle, Kayle numai sub turn e gen. Am Dust Blade-ul. Este super. Mai am 48 de secunde să pun Heraldul. Deci înseamnă că o să-l pun mid cel mai probabil. Bro, are ulta Kayle, ce crezi că obții? N-am ce să fac altceva. Trebuie să-l pun undeva. O să-l pun mid, o să iau niște plate-uri, niște chestii. Kayle nu o să mă bată niciodată, nici într-o mie de ani. N-am ce să fac, dacă Ciogat moare stupid de fiecare dată. Faza e că Kayle e prea fidată pentru o Kayle. Kayle n-are voie să fie așa fidată. E ca și cum Aurelion Sol ar avea 4 kill-uri în minutul 13. Nu e bine, trust me. Aveți încredere de mine, nu e bine. După ce campionul scalează infinit și e mega OP, îl mai și fidezi în early game. Nu ai cum să-i dai dive. Îi dau bloc. Gata, nu mai. Mi-a ajuns. Sunt la limita răbdării. Ok. Ăla e mort aici. Aia zic. În sfârșit, trebuie să faci un play. N-ai cum să o omori așa, o ții sub turetă și ci că hai să o omorăm. Oricum e GG match-ul, e imposibil să mai facă ceva. I-am dat gap-ul Twitch cât casa. Probabil eu mor pe amândoi dacă vreau. Probabil, da. Bună copii. A, bună, e și Kayle, să fie treaba. Ce bine că e și Kayle aici. Nu, că nu mor. De ce Maramion, dacă vă întrebați? Pentru că asta îmi permite să fiu cel mai fidat din match în momentul ăsta pentru o perioadă de timp. Adică sunt șanse, nu cred de fapt, să o bat pe Kayle 1v1. Jack să o bate pentru că e broken campionul. Nu cred că pot să o bat 1v1, poate după ce am murat mana, adică transformarea lui Maramion. Dar mi-ar fi plăcut să-mi fac Spear of Shoji. Dacă eram băiat deștept, îmi făceam Spear of Shoji. Nu că ăsta e un item rău. Important e în continuare să jucăm la Drake, să avem soul-ul, pentru că oricum ei iau pe Kayle, care scalează extrem de bine și mai e și fidată. Oh, e toată lumea acolo. That's unlucky. Bună, Pantheon.
Oh, mi-a dat 2 dolari. Aia zic. Wow, sper că șobolanul nu face Draco acum. Ne jucăm safe match-ul. Nu vrem să ne nicșorăm șansele de a câștiga făcând play-uri care nu sunt necesare neapărat. Vrem solo, e foarte important. Până la baroni. Pentru că noi nu avem voie să pierdem. Mamă, ce dive aș face. Ok. Cred că ești moartă. Ok, ce am aproape puteți deja să jucăm la baron. E că Twitch mi-a făcut blue cel mai probabil. Având în vedere că era topside, n-a mai venit de nu știu cât timp. A, e la mine, ok. Mamă, ce m-aș bate cu el aici. Boom. Opa, Miss Fortuna este și ea la petrecere. E win match-ul. Dacă de aici nu mai faci greșeli, ești într-o poziție super bună de a câștiga. Te-ai fi dat lane-urile, ți-ai făcut treaba. Am avut match-up-uri foarte bune pentru că eu tot timpul aleg primul ca jungla. Ok, nu mi-a luat blue. Săracu. Ce-a făcut? Da, am făcut niște chestii. Bine, eu am 200 farmi la 124. M-aș ce să-i dau one shot lui Katarina repede. E foarte greu să mă bată. Spre imposibil. E imposibil să mă bată. Oare mai save? Foarte drăguț. Ah, bună. Vine și Pantheon pe top lane. Aveți grijă. Ok, o să curăț repede mid-ul. Păi, echipa mea n-are cum să nu se descurce. Ar fi o glumă ca echipa mea să nu se descurce în momentul ăsta la cât de fidați sunt toți. Eu o să pușez mid-ul. E foarte important tot timpul să țineți liniile pușate. Am văzut o greșeală asta pe care o fac absolut toți nubii jocului. Hai să-l dau back. Nu de alta, dar trolez dacă nu o fac. Bună, Twitch. Hello, Twitch. Wow, stai că sunteți cam mulți. Cam mulți. Opa. Aaaa! Ok, i-a dat Jax pe amândoi. Eu am trollat aici. Nice, nu faceți asta. În momentul în care ai un item full în bază, decât dacă e un play mega favorabil la care echipa ta are nevoie de tine, la modul era toată echipa mea aici, știu că câștigăm lupta, rămân în sensul în care nu vreau să se întâmple vreo anomalie și să pierdem din cauza că nu sunt eu acolo. În cazul în care erai ca mine singur și toată echipa inamică este la ei aici unde încercam eu să-mi dau back, nu faceți chestia asta, mai bine să dai back îți iei Spear of Shogun, pentru că dacă aveam Spear of Shogun aici, cel mai probabil îi băteam pe toți. But you get the point. Hai să luăm baronul și să câștigăm meciul echipă. Aș aprecia foarte mult dacă am face chestia asta. Nu contează, luăm extraordinar de repede ăsta cu Jinx. N-au efectiv cum să răspund la chestia asta. Și dacă ar încerca ceva, probabil o să moară toți, pentru că avem și ultima ta lătaric pregătită. Ok, let's go. Plus 11% increased damage. Like, what the fuck you mean? Unde te duci, fata mea? Sunt mort. Greedy rău de tot. Și Jax era în bază. My bad. Moi este de departe din punctul meu de vedere cel mai bun item de magic resist pe care poți să ți-l iei, pentru că îți dă shield-ul ăla care este extraordinar. Efectiv. Unde fugi? Știu unde fugi. Fugi la cape, la toți nebunii. Nu cred că e bine, gen. E toată echipa lor acolo. Dar nu obțin nimic. Bună, MF. See you later. What the fuck was that damage? Mamă, cât damage. E ok, gen. Mai e doar Katarina și cu MF. N-au ce să le fac ai lor mei. Dați în... Cu Hecarim, deși sunt bune kill-urile pe tine, mai bine sfidezi echipa. Foarte bine să ai o echipă dată. GG, eu am fost Alex, mulțumesc de vizionare. Ne revedem data viitoare în grind-ul cu Hecarim spre Diamond.